Gata cu vacanța, de astăzi a început sesiunea ordinară de primăvară 2020 a Parlamentului de la Chișinău, potrivit unei dispoziții semnate de speakerul Zinaida Greceanei. Astfel, miercuri, biroul permanent al Parlamentului urmează să se convoace în prima lui ședință din acest an, când va fi stabilită data primei ședințe în plen a Parlamentului, iar mai apoi va fi elaborat și proiectul ordinii de zi. Totodată, marți și miercuri, comisiile permanente se vor convoca în ședințe. Amintim că ultima ședință a Parlamentului în sesiunea de toamnă 2019 a avut loc pe 20 decembrie. În conformitate cu regulamentul Parlamentului, legislativul se întrunește în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primăvară începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iulie, în timp ce sesiunea de toamnă începe în luna septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie.